Unde este? Bună dimineața! Mai avem un mic detaliu tehnic de rezolvat. Așa că, înainte de toate, dacă nu v-ați hidratat în această dimineață, vă invit să mergeți să vă hidratați acum, beți un pahar de apă, căci astăzi este tema vacanța la mare și conectarea cu apa. În regulă, mulțumesc că m-ați așteptat. Astăzi, așa cum vă spuneam, avem ca subiect conectarea la apă și ca temă vacanța la mare. Înainte să începem, așa cum v-am obișnuit dimineața, o să vă rog să facem exercițiu de recunoștință. Așa că puteți să vă așezați într-o poziție confortabilă, să inspirați, să expirați profund. Și să vă oferiți o îmbrățișare din toată inima. Inspiră și expiră profund. Și mulțumește-ți ție pentru corpul pe care îl ai. Absolut toate părțile din el. Și cele la care nu te-ai gândit de ceva vreme și cele la care te gândești mereu. Mergi cu atenție acolo. Inspiră și expiră profund și alege să fii recunoscătoare, să fii recunoscător pentru corpul tău. Inspiră și expiră profund. Și mergi cu atenția, cu inima, cu gândul, cu iubirea. Poți să vizualizezi ca o lumină care merge în fiecare zonă din corpul tău. Așa cum simți tu să o faci. Inspiră și expiră profund. Zâmbește. Și bucură-te pentru ceea ce ești. Minunat! Și pe lângă recunoștința pentru tine însuți și pentru corpul tău, așa cum am povestit și diminețile trecute, îmi doresc să facem un exercițiu de recunoștință și pentru cei care au inițiat acest proiect și au făcut acest lucru posibil, încât atât de mulți invitați să fie zi de zi aici alături de voi și să vă ofere o altă stare decât cea în care sunteți. Mulțumim Hotel Savoy Mamaia, mulțumim tuturor invitaților și tuturor celor din spate care au creat acest proiect și care au susținut acest lucru să se întâmple și bineînțeles mulțumesc și vouă tuturor celor care vă uitați și alegeți să faceți ceva diferit astăzi. Inspiră și expiră profund. Așa cum ziceam la început, tema de astăzi este conectarea cu apa. Și așa cum bine știți toți, peste 75% din corpul nostru este format din apă. Și apa răspunde la vibrația sunetului. În toate terapiile pe care le susțin, îmi place foarte mult să folosesc și sunetul. Așa că astăzi o să începem prin a folosi acest bol tibetan în care o să lovesc de câteva ori și vă rog să lăsați acest sunet să ajungă în inimile voastre și în corpul vostru și lăsați apa din interiorul vostru să vibreze. Sunteți gata? Inspiră și expiră profund. Poți să închizi ochii dacă vrei. Și lasă sunetul acesta să armonizeze, să echilibreze toate structurile tale. Mm.
Eu îmi pun intenția ca pentru fiecare persoană care se uită acum să ajungă acest sunet la voi și să vă scaneze corpul din creștetul capului până la degetele de la picioare. Inspiră și expiră profund, lasă gândurile să plece și să vină. Lasă inima să tresare de bucurie, să se expansioneze. Știi că la toate clasele mele zâmbetul este binevenit și este chiar rugat să rămână alături de tine. Inspiră și expiră profund. Inspiră și expiră profund. Ești aici acum, tu, pentru tine. Fi recunoscător pentru tot ceea ce ești, tot ceea ce devii, pentru fiecare clipă trăită. Excelent! Perfect! Acum o să te rog să iei loc pe salteluța ta sau pe covor sau unde ți-ai pregătit tu locușorul tău pentru astăzi. Așa cum bine știi, în aceste călătorii este nevoie de a parcurge câteva etape astfel încât să ajungem în povestea magică, vacanța la mare. Așa că te rog să te așezi cu picioarele încrucișate, să ai spatele drept, îți amintești de firul de aur care pleacă de la baza coloanei până în creștetul capului. Prinde-l de aici de sus. Trage de el până sus la tavan. Amintește-ți că aici este despre tine și despre copilul tău interior. Inspiră și expiră profund. Și trage bine de acest fir de aur, îndreaptă și înalță spatele. Minunat! Apoi îți pui ochelarii de yoga și te uiți în față ce vezi. Eu văd marea cu valurile. În stânga văd șezlonguri. Și în dreapta toată plaja și nisipul auriu. Sus pe cer văd pescărușii. Și jos? Păi jos este prosopul meu colorat, pe care stau și mă relaxez la mare. Lăsăm mâinile jos și acum mai avem sunetul magic ca să intrăm în poveste. O să spunem împreună A-U-M. Inspiră și expiră profund, îndreaptă spatele. Îți mai zic încă un lucru, pe lângă sunetul bolului tibetan de la început, să știi că și sunetul tău propriu este cel care te susține și te ajută în echilibrarea ta și în vindecarea ta, așa că folosește-l cât de poți. Acum că am trecut de acești pași, am
ajuns la mare. Așa că uite-te în jur, deschide brațele, întinde pieptul, deschide inima și pieptul și lasă razele soarelui să-ți mângâie corpul. Inspiră și expiră profund și chiar dă-ți voie să-ți imaginezi cum o căldură blândă îți învăluie corpul, cum razele soarelui te ating și te încălzesc, cum auzi păsările care ciripesc, cum simți aerul specific mării, cum auzi apa și valurile apei. Rămâi aici încă câteva secunde. Deschide brațele. Dă-ți voie să primești toată această bucurie în interiorul tău. Inspiră și expiră profund. Inspiră și expiră profund. Și ultima oară. Excelent. Acum oferă-ți o îmbrățișare și strânge-te în brațe. Minunat! Și pentru că ai atât de multă iubire de oferit, o să-ți ofer o îmbrățișare și mai mare. Strânge genunchii la piept și îmbrățișează-te. Poți să lași fruntea pe genunchi și rămâi aici cu tine în această îmbrățișare plină, plină, plină de iubire. Minunat! Desfă brațele și ridică-te în picioare. Mai departe, o să lăsăm corpul să se miște precum valurile mării. Și dă-i voie să se miște așa cum simte el. Imaginează-ți că ești un val. Imaginează-ți că apa îți mișcă corpul. Și lasă toată această energie să curgă prin tine. Bucură-te că ești în apă și te simți liber și ușor. Inspiră și expiră profund. Și acum vine un val mai deosebit. Apropie picioarele, lasă brațele jos și acum împingi genunchii, bazinul, pieptul. Și iar, genunchi, bazin, piept. Încă o dată. Genunchi, bazin, piept. Wow! Atât de frumos este! Hai împreună în călătorie! Genunchi, bazin, piept. Yay! Și foarte bine, ultima oară. Excelent! Acum că ne-am conectat cu apa de la mare și cu apa din interiorul nostru, mergem mai departe și observăm că aici, pe o stâncă, acolo, ce se vede? O sirenă! Hai alături de mine să vezi cum arată această sirenă. Ne așezăm pe abdomen, ridicăm talpa piciorului drept, și piciorul stâng vine peste talpă. Dacă simți că e prea mult așa pentru tine, poți să cobori mai mult piciorul. Dacă nu, rămâi aici și acum bărbia așează-o pe salteluță și brațele dreapta, stânga ridicate. Dacă nu poți, așa, lasă palmele pe sol. Haide, sus cotița de sirenă. Și schimbăm piciorul. Talpa piciorului stâng și dreptul vine peste. Și sirena! Excelent!
Elena se întâlnește cu prietena ei, Balena. Și Balena este mare și mișcă apa, dreapta-stânga. Este atât de frumoasă, ce mă bucur că o văd! Minunat! Aceste două ființe se uită pe plajă și văd un crab. Așează tălpile pe podea, împinge în brațe și ridică bazinul sus. Crabul merge în lateral. Hai și tu! Sus bazinul! Călătorește așa cum un crab merge peste tot. Ups! Se mai întâmplă. Excelent! Și crabul își salută prietenul lui, racul. Mergi în spate, rac frumos. Mergi în călătorie acum. Sus bazinul! Haide, mergi cu spatele! Continuă în cotură și mergi cu spatele, crab frumos. Ghișce! Toate scoicile de pe plajă cântă. Hai să dansăm și noi alături de ele. Dacă ești pe covor sau pe mochetă, faci o scoică mai lentă. Dacă ești pe parchet, poți să te miști și să dansezi cât de repede vrei tu. Sus picioarele și către stânga, scuica fericită! Zium! Super! Ui! Și schimbăm direcția către dreapta. Hai să dansăm împreună la mare și la soare. Ui! Eu aș mai face încă 10 minute. Este una din posturile mele favorite. Dar după atâta dans, ce se aude? E un pescăruș! Haide alături de mine, încerc să zburăm ca un pescăruș. Ridică de pe vârfuri, brațele dreapta-stânga. Uium, planezi și întinde brațele și zboară, zboară pescărușule. Simte-te liber! Dintr-o dată, pescărușul se uită pe o piatră. Și ce vede acolo? O stea de mare, așa că întinde brațele și picioarele, inspiră și expiră profund și trage de membrele tale și de cap, astfel încât să te întinzi bine, bine, bine de tot, ca o stea de mare. Inspiră și expiră profund, zâmbește cu inima și bucură-te de această poveste, de această călătorie, de această vacanță. Inspiră și expiră profund. Și acum, după ce a stat atâta timp pe piatră, această scoică vrea să... Scoică, stea de mare, vrea să se dezlipească. Așa că, du-te cu atenția la mâna dreaptă și încearcă să te dezlipești. Am reușit. Și la mâna stângă și încearcă să te dezlipești. Yes, am reușit. Acum că ți-ai dezlipit mâinile, dezlipește și picioarele. Mergi la piciorul stâng și l-ai dezlipit. Și du-te cu atenția la piciorul drept și... Au, acesta e lipit mai bine. Hai încă o dată, cu putere. 3, 2, 1. Și ai reușit. Inspiră și expiră profund. Bucură-te! Inspiră și expiră profund. Lasă aerul să iasă pe gură. Inspiră pe nas. Expir pe gură. Încă o dată. Expir pe gură. Excelent. Mai departe. Pentru că ai reușit
să te contopești cu toate aceste animăluțe, pentru că ți-ai dat voie să te bucuri, să simți și să lași iubirea să vină către tine, să lași bucuria să se exprime, merge mai departe să respirăm precum valurile. Așa că te rog să te așezi, poți să-ți pui șezutul pe călcâie și spatele tău este drept, îți amintești de firul de aur de la început. Tragem un pic de el și cu dreapta și cu stânga, să ne asigurăm că l-am îndreptat. Excelent! Și acum abdomenul, cutia toracică și zona claviculară se vor mișca precum valurile. Și inspirăm, umflăm abdomen, deschidem cutia toracică, ridicăm clavicula și apoi coborâm clavicula, ducem cutia toracică la poziția normală și golim abdomenul. Hai să facem împreună această respirație a valurilor. Îți imaginezi că ești un val, că trunchiul tău este un val care vine și pleacă. Hai să începem. O să-ți pui, dacă vrei, mâna pe abdomen ca să vezi cum se mișcă valul. Inspiră. Expiră. De data aceasta, inspirul și expirul sunt doar pe nas. Haide încă o dată. O să îți arăt și aici cum se vede. Inspir. Expir. Super. Și ultima. Acum te rog să lași mâinile cu palmele către cer și să continui să respiri de voie. O să te ghidez și eu. Inspiră, umflă abdomen, deschide cutia toracică, ridică clavicula, expiră. Lasă zona claviculară, cutia toracică și abdomenul. Încă o dată, inspirăm lung. Expirăm lung. Dacă te asculți cu atenție, chiar zici că ești un val, se aude sunetul unui val. Continuăm. Inspiră. Expiră. Inspiră. Expiră. Inspiră profund. Expiră profund. Și o să mai avem 3 respirații. Și ultima. Excelent. Acum, dă-ți voie să ai câteva respirații normale. Lasă să se așeze tot ceea ce s-a creat aici în spațiul tău minunat, corpul tău și câmpurile ce aparțin de tine și de corpul tău. Inspiră și expiră profund. Așa cum este natural și normal pentru tine, fără să forțezi nimic, fi blând cu tine. Minunat! Și așa cum v-am obișnuit, la încheiere mergem într-o relaxare învăluit într-o poveste, așa că te rog să mergi să te așezi confortabil pe salteluță sau pe covoraș. O să ne întindem la sol, pe spate și de data aceasta lasă tălpile să fie apropiate și genunchii pur și simplu
să cadă către podea, brațele dreapta, stânga. Inspiră și expiră profund. Acum nu trebuie să mă vezi, este suficient să-mi auzi ghidarea, așa că te invit să închizi ochii. Inspiră și expiră profund. Și ne imaginăm cum apa, o apă luminoasă, alb strălucitoare, ca un val, dar un val blând și jucăuș, intră prin tălpile de la picioare și relaxează rând pe rând, de la degetele de la picioare, talpa, gleznele, gambele, genunchii, coapsele, bazinul, zona fesieră. Inspiră și expiră profund. Lasă gândurile să plece și să vină. Ești doar un observator. Nu te atașa de ele. Ești aici și acum pentru tine. E momentul tău. E vacanța ta. Inspiră și expiră profund și continuă să vizualizezi sau să-ți pui intenția ca tot corpul tău să se relaxeze bucățică cu bucățică și să fie armonizat, echilibrat de energia apei. Așa că mergi mai departe cu atenția la abdomen, la piept, la umeri. Și continuă să vizualizezi acest val, acum de la baza coloanei până la zona cervicală, vertebră cu vertebră. Cum orice tensiune, orice presiune este luată din acea zonă, cu puterea magică a apei. Și toți mușchii spatelui, dreapta, stânga coloanei, de jos în sus, relaxează, precum apa relaxează, precum apa calmează. Inspiră și expiră profund. Acum mergi cu atenția la brațele tale, la palme. Și adu acea energie a valului, a apei, prin degetele de la mâini, palme, îngheturi, antebraț, coate, brațe și încă o dată umeri. Acum mergi mai departe la zona gâtului și a capului și lasă de la baza gâtului până în creștetul capului, inclusiv firele de păr, să fie mângâiate blând de această apă din interior către exterior. Inspiră și expiră profund. Și acum îți imaginezi că în interiorul corpului tău, absolut tot ce este în interior, se mișcă blând, ca un val, ca o apă. Și dă-ți voie să te vizualizezi așa liber, așa flexibil, fluid. Inspiră și expiră profund. Încă de două ori. Excelent. Acum îți mulțumesc ție pentru aici și acum.
îți mulțumești că ai ales să îți oferi ceva ție cu drag, cu bucurie. Îți mulțumești că ai făcut mișcare. Îți mulțumești că ai luat o pauză. Inspiră și expiră profund și revii cu atenția încet, încet, atunci când ești tu pregătit, în ritmul tău, în centrul inimii tale și în plexul solar, două degete deasupra puricului, unde este centrul tău de forță. Inspiră și expiră profund și miști ușor degetele de la mâini și de la picioare. Ia-ți timpul necesar și apoi te poți întinde odată ce ai revenit în corpul tău cu atenția aici și acum pe salteluță. Poți să te întinzi așa cum îți place să o faci dimineața. Dacă îți vine să scoți un sunet, fii liber să o faci. Și vii pe partea dreaptă a corpului cu genunchii îndoiți. Inspiră și expiră profund. Și când ești tu pregătit, împinge cu palma în podea și revină în poziția așezat, cu picioarele încrucișate sau în ce poziție ți este ție confortabil. Inspiră și expiră profund. Eu sunt Teia, de la Yoga cu Teia. Mă bucur că ai fost alături de mine în această călătorie. Te invit în fiecare zi, la ora 10 dimineața, până pe 12 mai inclusiv, pe pagina de Facebook a Hotelului Savoy. Aici, pe lângă clasele mele, o să găsești și multe alte activități interesante și interviuri și programe gândite pentru tine, dragă femeie, căci acest proiect este pentru mame, da? El a fost gândit să răsplătească, să aducă o bucurie și să onoreze tot ceea ce înseamnă energia de mamă și tot ceea ce fac mamele pentru toată această lume minunată. Îți mulțumesc încă o dată, îți trimit o îmbrățișare virtuală și să ne vedem cu bine! O zi magică!